Bine ai revenit pe canalul nostru dedicat filmelor și cinematografiei. Astăzi avem un episod special, ultimul din seria noastră despre cele mai bune seriale turcești ale anului 2023. După ce am explorat poveștile emoționante, personajele captivante și producțiile de top din acest an, ne apropiem de finalul acestei călătorii, dar nu înainte de a-ți prezenta ultimele recomandări esențiale. Dacă ai urmărit episoadele anterioare, știi deja cât de diverse și impresionante au fost serialele din 2023. De la drame care ne-au ținut cu sufletul la gură, la comedii romantice care ne-au făcut să zâmbim. În acest episod final, vom descoperi ultimele titluri pe care nu trebuie să le ratezi. Nu uita să dai subscribe și să activezi clopoțelul pentru a fi la curent cu toate noutățile despre seriale turcești și desigur lasă-ne în comentarii care a fost serialul tău preferat din 2023. Hai să încheiem această serie în forță! Croitorul sau tânărul croitor. Peami este un croitor talentat. De fragedă copilărie a avut o relație apropiată cu bunicul său, care i-a înlocuit figura paternă deoarece tatăl dement nu era în stare să o facă. Bunicul a crescut și i-a insuflat valorile, dar și iubirea față de croitorie, care l-au ajutat să-și construiască o carieră de succes. După moartea acestuia, Peami a fost nevoit să-și aducă tatăl bolnav la Istanbul și să aibă grijă de el, ascunzându-l însă de toată lumea pentru a-și proteja imaginea profesională. Această povară emoțională îl afectează profund, deoarece se teme ca nu cumva acest secret să-i ruineze reputația. Esvet, o tânără frumoasă și ambițioasă, este forțată să se căsătorească cu Dmitri, cel mai bun și unicul prieten al lui Peami. Dmitri este un bărbat impulsiv și violent, egoist și lipsit de respect față de cei din jur. Dorind să scape de această căsătorie toxică, Esvet fuge și se ascunde în casa lui Peami. Aici ea devine îngrijitoarea tatălui său bolnav, fără să știe că acesta este parte din povara care apasă pe umerii croitorului. Pe măsură ce Peami și Esvet petrec mai mult timp împreună, o legătură specială se formează între ei. Peami începe să se deschidă față de Esvet, iar atracția dintre ei devine tot mai puternică. Între timp, Dmitri devine din ce în ce mai suspicios, fiind obsedat de găsirea ei. Tensiunea crește pe măsură ce Peami încearcă să o protejeze pe Esvet, în timp ce Dmitri se apropie de descoperirea ascunzătorii ei. Miracolul de 100 de ani. Din nou, o sugestie din partea spectatoarei noastre, Briana Maria. Îți mulțumim! Este cunoscut faptul că bătăliile aduc nenorociri și moarte, dar plecând la război, ostașul înțelege că posibil nu se va întoarce acasă. Din acest motiv, nu a fost ceva ieșit din comun când un gloante a străpuns inima curajosului Ali și crezându-l mort, camarazii au început să-l pregătească de înmormântare. Însă s-a întâmplat ceva neobișnuit. Ofițerul decedat și-a revenit. Crezând că a fost o groaznică eroare, că de fapt nu a murit, ci era fără cunoștință, nimeni nu a dat mare importanță celor întâmplate. După război, Ali s-a întors acasă și la scurt timp a întemeiat o familie frumoasă. Însă anii treceau, dar bărbatul rămânea la fel. Incapabil să-l vadă pe Ali așa de tânăr, dar pe ea tot mai bătrână, soția și-a pus capăt zilelor. Zdrobit de această pierdere și înțelegând că aspectul său neschimbat atrage tot mai tare atenția celor din jur, Ali a plecat în lumea mare. Cum ar putea el să explice că atunci, pe câmpul de luptă, a devenit nemuritor? Treceau decenii, lumea se schimba, dar el tot arăta ca la 30 de ani, doar că acum se chema Kemal. Și dacă unii ar considera nemurirea o binecuvântare, bărbatul o simțea ca o povară, mereu schimbând țări și orașe, fără rude sau prieteni, singuratic în lumea zbuciumată. Acum la 130 de ani, obosit de viața lungă și hotărât să tragă în sfârșit cortina, Kemal o întâlnește pe Harika, o scriitoare în căutarea unei istorii care merită să fie povestită. Și de ce nu? Posibil anume istoria lui Kemal ar fi trebuit povestită. Shahmaran. Nu este recomandat persoanelor care nu au atins vârsta de 16 ani, o producție deosebită de cele cu care ne-a obișnuit cinematografia turcă. Istoria prezentată este un mix între dramă și ficțiune și în pofida atmosferei misterioase și supranaturale, diferite de majoritatea serialelor turcești, atrage atenția cu actorii din distribuție și anume Burak Deniz, Serenay Sarıkaya și Meret Ramazan Demir.
Shahsu, tânără profesoară de psihologie, ajunge într-un oraș mic din sudul Turciei cu singurul scop: să-și confrunte bunicul Davut pentru că a abandonat-o pe mama ei. Cu inima plină de furie și răni din trecut, Shahsu simte că acest oraș ascunde mai mult decât povești vechi. Localnicii par să fie obsedați de mitul Shahmaran, o creatură legendară, jumătate femeie, jumătate șarpe, venerată de secole. În mijlocul acestui mister, Shahsu îl întâlnește pe Maran, un bărbat enigmatic a cărui prezență o tulbură și o atrage inexplicabil. Cei doi par să împărtășească o legătură profundă, dar Maran ascunde un secret: el și comunitatea sa sunt descendenți ai Shahmaran. Shahsu, fără să știe, joacă un rol esențial în destinul lor. Pe măsură ce zilele trec, Shahsu începe să aibă viziuni tulburătoare și vise strane despre creatura mitică. Pe de altă parte, Maran, chinuit de responsabilitatea ce apasă pe umeri, este conștient că Shahsu este cheia unui echilibru fragil între lumea oamenilor și cea a creaturilor mistice. Însă pericolul pândește din umbră, iar adevărul este mult mai întunecat decât își poate imagina Shahsu. Magarsus. În provincia Magarsus, familia Curag de ani buni deține monopolul asupra pieței de portocale. Însă aceste vremuri liniștite și prospere se apropie de sfârșit. Halil Curag, capul familiei, este forțat să facă față presiunilor din două direcții. Americanii încearcă să intre pe piața portocalelor și să rupă monopolul familiei, lucru care îi stârnește nemulțumirea și aduce conflicte cu fermierii și autoritățile locale. În același timp, o organizație de traficanți de droguri încearcă să-l convingă pe Halil să le permită să folosească portul familiei pentru transportul narcoticilor. Însă Halil refuză, ceea ce atrage asupra lui amenințări tot mai serioase. Fiica sa cea mare, Tansu, inteligentă și educată în străinătate, se întoarce cu dorința de a prelua afacerea familiei. Viziunea ei modernă intră în conflict cu stilul tradițional al tatălui și a fermierilor care toată viața s-au ocupat cu portocale și se cred mari experți și fără multe studii. Fatoș, sora mai mică, din contră, are un caracter moale și nu este interesată de afacere, evitând orice confruntare. În schimb, fratele lor, Turgut, deși se vede deja șeful cel mare, este mai tare interesat de droguri și averea care o va moșteni decât de prosperitatea întreprinderii. Singurul sprijin constant al lui Halil este Beton, nepotul său devotat. Beton se ocupă de afacerea familiei de mult timp și se pricepe foarte bine la treburi organizatorice și negocieri cu fermierii. Serialul Magarsus diferă de celelalte producții turcești prin faptul că nu se concentrează pe povești de dragoste, ci pe relațiile complexe și dure din interiorul familiei și pe luptele pentru putere într-o lume în care compromisurile par imposibile. Aici încheiem seria dedicată serialelor din anul 2023. Nu uita că dacă ai ratat celelalte părți din această listă, le poți găsi în descrierea de sub acest video sau pe canalul nostru. Îți mulțumim că ai urmărit acest video până la sfârșit. Abonează-te pe canalul nostru dacă încă nu ai făcut-o și nu uita să scrii un comentariu cu sugestii despre alte seriale sau impresiile tale despre serialele prezentate astăzi. Pune un like acestui video dacă ți-a plăcut, dar dacă nu vrei să ratezi continuarea, fă click pe clopoțel și activează toate notificările. Ne auzim în videoul următor.